Polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la faptul că o persoană este agresată fizic de către un taximetrist. Din imagini se vede cum acesta îl lovește cu o bâtă pe tânărul căzut jos, lângă gard. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au identificat persoana vătămată ca fiind un tânăr de 17 ani din Caracal, județul Olt. Din verificările efectuate s-a stabilit faptul că în cursul aceleiași zi, tânărul s-ar fi deplasat din Caracal în Craiova cu un autoturism care efectuează transport în regim de taxi, iar la destinație, întrucât nu ar fi achitat contravaloarea cursei, ar fi fost lovit cu un par peste membrele inferioare. Tânărul în cauză a refuzat să primească îngrijiri medicale de la echipajul de ambulanță prezent la fața locului sau să fie transportat la spital. De asemenea, tânărul nu a dorit să formuleze sesizare scrisă cu privire la cele întâmplate. În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Agresivitatea este o interacțiune socială deschisă de multe ori dăunătoare, interacțiune socială cu intenția de a provoca daune sau alte neplăceri altui individ. Aceasta poate avea loc fie ca răspuns la altceva sau fără provocare. La om, frustrarea produsă de blocarea unor obiective poate provoca agresivitate. Agresivitatea umană poate fi clasificată în agresivitate directă și indirectă, prima fiind caracterizată printr-un comportament fizic sau verbal destinat să provoace rău cuiva, iar a doua fiind caracterizată printr-un comportament destinat să dăuneze relațiilor sociale ale unui individ sau unui grup.